Bună seara, dragilor! E frumos, e reconfortant să vorbim despre idei generoase, idei generoase care duc la lucruri frumoase, la lucruri durabile în timp. Așa a apărut și Asociația Femina 21, care, iată, are 15 ani de la înființare și care, în tot acest timp, s-a dedicat educației, dezvoltării personale, a unei populații care reprezintă jumătate din ceea ce înseamnă populația la nivelul țării, dar și la nivelul Maramureșului, militând pentru vizualizarea mai degrabă a femeii, de multe ori marginalizată și adesea nerecunoscându-i se meritele pe care le are și ipostazele în care o găsim, fie că vorbim despre mamă, despre soție, despre om care muncește și la locul de muncă și muncește tot atât de mult și acasă. Și cu cine puteam să vorbesc despre Asociația Femina 21 decât cu vinovata principală a apariției acestei asociații binevenite în perimetrul Băimărean? Și dați-mi voie să-i spun bună seara doamnei Rodica Covacinski. Bună seara, Rodica! Bună seara, Viorica! Doamna Rodica Covacinski, fiind președinta Asociației Femina 21, felicitări, Rodica, la cât mai mulți ani înainte. Mulțumesc, Doamne ajută să fie cât mai mulți. Sunt ani frumoși, sunt ani plini de succese, care ne arată pe noi așa cum am fost și cum suntem. De aceea aș vrea să creionăm așa, de unde s-a pornit, ce înseamnă Femina 21, de ce ai simțit nevoia să aduci la sfat doamnele și să porniți împreună o activitate frumoasă, necesară? Da. Păi hai să spunem că, în primul rând, nici nu-mi vine să cred nici mie că au trecut 15 ani, dar lucrând în domeniul educației adulților din 96, am observat de-a lungul timpului că marea majoritate a cursanților, a participanților la cursurile organizate de noi, erau femei. Bineînțeles, le vedeam temătoare, neîncrezătoare în forțele lor și cea mai mare parte a lor dependente financiar de soți. Și de aici s-a născut ideea înființării unei asociații care să fie un grup de sprijin pentru ele, care să le ofere încredere în forțele proprii și care să scape de această frică, care sigur s-a încetățenit de-a lungul veacurilor, din păcate, din cauza educației, a mentalităților care au fost, și acum suntem în altă epocă. Femina 21, am gândit Femina, femeia secolului 21. Exact, de acolo, da. Numele asociației. Și cred eu că s-au și făcut foarte mulți pași. Bineînțeles că de la înființare și până în ziua de astăzi ne-am schimbat, începând cu mine, foarte mult. Exact asta, bro. Uite, am spus, s-a dezvoltat asociația, s-au înmulțit membrele ei, s-a schimbat atitudinea, dar s-a schimbat și Rodica Covacinski. Exact. Categoric. Asta vroiam să te întreb. Categoric, pentru că dacă la început am constituit asociația și eu personal vorbesc de mine, la acea dată eram foarte încrâncenată și supărată că de ce numai femeia trebuie să le facă pe toate și de ce femeia trebuie să fie oropsită și numai la cratiță. Și ei, de-a lungul anilor am citit și am participat și eu la foarte multe instruiri și am ajuns la concluzia și sunt convinsă că asta este în primul și în primul rând menirea femeii și sunt convinsă că nu suntem, oricât am fi de egali din punctul de vedere al legii, nu suntem construiți să la fim fel egal. Să fim egali. Și atunci fiecare din noi trebuie să
să își găsească locul și trebuie să ne gândim foarte bine cum să facem astfel încât în cuplu să formăm un parteneriat. Nu înseamnă că dacă spun că da, femeia are un rol extraordinar în familie, bărbatul nu mai trebuie să facă nimic. Nu. Aici trebuie lucrat la constituirea unui parteneriat real, dar pentru asta femeia trebuie să se cunoască foarte bine, trebuie să-și cunoască foarte bine aptitudinile, abilitățile și trebuie să știe să obțină de la partenerul ei de viață ajutorul de care are nevoie. Spuneai tu la un moment dat că atunci când erau cursurile acelea, mai ales în zona rurală, se vedea starea de neconfortabilitate a femeilor. Acum, și tu spui că te-ai schimbat și te-ai schimbat, te vedem da. Noi, cei de lângă tine. Ce ar trebui unui om ca să aibă confortul acela necesar, starea aceea de bine? Mai ales în zilele astea se tot vorbește de educație, dar eu aici spun că de educație este cea mai mare nevoie, pe toate nivelurile. Copiii de mici, dar trebuie educate persoanele adulte. Deci lumea este în așa o schimbare, încât dacă rămânem în tot ce a fost și dogmele acelea vechi, nu facem decât să stagnăm. Deci, în primul și în primul rând, de educație. Educație, dezvoltare personală. Educație, dar să și știi cum să faci educație. Pentru că dacă ai în subconștient prejudecăți și mentalități și îl înveți și pe copil ceea ce știi tu sau ai trăit de-aia tu. De-aia trebuie pornit de la educația părinților și pentru că vorbeai de persoanele de la țară, de foarte multe ori le era frică să vină să participe. Pe foarte multe nu le lăsau bărbații la ce îți trebuie ție cursuri. Ce te învață acolo. Exact. Așa că de aici trebuie plecat, dar cu tact și cu grijă, dacă știi și educația asta, am spus, extraordinar de importantă ar fi partea asta de, că tot pomeneam eu și la alte emisiuni de consiliere, partea de autocunoaștere, nimeni la vremea noastră. Așa au fost atunci vremurile, nu este nimeni de vină, asta este situația. Nu ne-a învățat să ne cunoaștem pe noi. Am fost de mici îndoctrinați. Ce-i voie să faci? Ce nu-i voie să faci? Ce trebuie să faci astfel încât toți să fie mulțumiți și tu undeva la urmă? Toate astea acum s-au schimbat și aici ar trebui lucrat. Și trebuie găsite metodele mai plăcute, sub formă de, nu știu, eu văd la birou cine vine și un sfat bun, o idee, imediat îi deschizi un pic orizontul, recomanzi o carte, oferi o carte și se schimbă. Deci aveți voi foarte multe citate pe pereți, da. Și aș zice și eu că omul are două opțiuni când se scoală dimineața. Să da. Vadă partea plină a paharului exact. Sau să vadă partea goală a exact. Paharului. Să-și aleagă opțiunea de a fi, de a vedea viața cu partea ei frumoasă sau de a se victimiza și de a se plânge întreaga zi și da. Seara să da. Pună capul pe pernă tot nemulțumit așa și a doua zi să o ia de la capăt. Tot așa, deci asta este foarte important pentru partea de educație și de dezvoltare personală, da. Pentru că noi vorbim foarte mult despre dezvoltare personală, dar de multe ori parcă cuvintele acestea trec pe lângă noi și nu le înțelegem sensul adevărat. Da. De ce e nevoie? Toată lumea vorbește despre dezvoltare personală. Așa este, dar spun, chiar zilele trecute o colaboratoare de-a noastră cu care tot așa am discutat, am oferit niște cărți, trecea printr-o perioadă un pic mai stresantă și spunea când a plecat, nu știu ce faceți aici, nu mai puneți lipici, că nu-ți vine să pleci când intrăm aici în birou, în sediu.
În momentul în care întâmpin pe cineva cu zâmbetul pe buze, cu o vorbă bună, e foarte ușor să una, două, să te încrunți și să fii... Diferența aici se vede, de exemplu, dintre privat și stat, dintre locurile de muncă, pentru că în marea majoritate a locurilor de muncă de la stat. Cred că știi și tu, da? Te duci și cum ești întâmpinat, de parcă ești un umil servitor, pornind de la ghișeele alea unde trebuie să te apleci, unde ți se vorbește în doi peri. Toți suntem oameni, toți suntem oameni, toți avem probleme, dar dacă le mai și dai mai departe... Păi de aceea se și simțea și se simte nevoia acestor cursuri de educație la nivelul comunităților. Nu fac cursuri acolo unde ar fi foarte mare nevoie. Sau, nu știu. Da, ține tot de mentalitate, ține de că așa șeful decide, oamenii sunt, noi suntem puși aici nu să servim oamenii, da, ci oamenii parcă sunt servitorii noștri și depind de noi. Ghișeul acela este o barieră foarte importantă de necomunicare și de lipsă de empatie între cetățean și cel care este dincolo de spațiul biroului, da? Și pe lângă pormă, că tot vorbeam de educație, pe lângă dezvoltarea personală, că de aici pornește, că în momentul în care ești preocupat un pic de autocunoaștere, dezvoltare personală, zic eu că îți schimbi atitudinea. Apoi ar mai fi nevoie și de educație privind drepturile și obligațiile. Pentru că toți avem, trăim în societate, vrând nevrând trebuie să ne acomodăm și toți avem și drepturi. Toți vrem numai drepturi, exact, și obligațiile le lăsăm la ușă, da. Toți avem și drepturi și obligații și foarte mulți nu și le cunosc, nici pe unele, nici pe altele, și de aici, bineînțeles, forma se iscă tot felul de probleme, frustrări. Și vorbim despre și despre drepturile femeilor. Spuneam că reprezintă mai mult de jumătate din populație. În foarte multe ipostaze și cu multă neîncredere, chiar dacă, uite, vorbim despre femina secolului 21 și despre femeia secolului 21, că s-a perpetuat același mod de gândire și mentalitățile și gândirea se schimbă cel mai greu. Din păcate și... un rol extraordinar de important, pentru că cel mai bine ajunge la marele public mesajul din partea mass media, dar mod special de la televiziune, și o grămadă de programe sunt care promovează exact ce nu ar trebui, în loc să se promoveze exemple bune. Vedeam zilele trecute aproape o săptămână de curioasă zi de zi, m-am uitat să văd ce se întâmplă, din ce fac o știre. Sigur, județul Vaslui, unde se știe sărăcie, lipsă de educație, ferească Dumnezeu, copil de 13 ani însărcinat, cu tatăl vitreg, a venit zilnic la televizor. Nu l-a luat autoritățile, n-avea niciun fel de treabă, dacă poți să-ți imaginezi, deși era vorba de corupere de minori, ceva cumplit. Da, pentru că se urmărește ratingul, partea de educație a cam dispărut, dar trebuie să spunem telespectatorilor că în mare parte și întrebări și provocări emisiunea aceasta are legătură cu Femina 21 și eu mă bucur că am avut curajul să pornim la drum și să încercăm să vedem viața cu părțile ei bune, cu părțile ei frumoase, pentru că, ți-am spus, avem cele două opțiuni. Sigur. Și în orice este o parte bună și o parte mai puțin bună și din orice avem de învățat, indiferent ce am pățit,
dacă stăm și ne gândim oare ce am de învățat din ce mi s-a întâmplat, în mod sigur este ceva de învățat. Dar vezi că aici deja este un palier mult mai înalt al dezvoltării personale și nu e ușor să ajungi aici până conștientizezi asta, pentru că ți se pare așa, ce spune și doamna. Da, da, dar se poate, asta este. Și pentru că tot vorbeam și de exemple neplăcute, am văzut duminică o altă emisiune, iarăși, da, pentru că tot vorbesc de educație și cât e de importantă. Am văzut pe un program național o emisiune foarte interesantă despre copiii genii. Copiii din ziua de astăzi toți sunt extraordinar de dotați. Dacă noi, familia și apoi societatea, nu reușim să îi sprijinim să se dezvolte armonios, nu știu ce o să fie cu generația de mâine, din păcate. Și emisiunea arăta copiii de geniu, dar din păcate a arătat și latura cealaltă prin care autoritățile nu prea sprijină acești copii. Da, și uite, eu am avut o emisiune cu partea aceasta, cu aspectele acestea ale copiilor superdotați și al educației, pentru că copilul acesta este pus de mic să facă performanță. Îi se înlătură viața reală, el este concentrat pe performanță și când intră în viața reală și dă cu capul de realitate, nu mai face față. De multe ori se dezechilibrează, nu știe să-și găsească rostul. Mulți sunt, au fost copii de geniu și în viața reală nu mai sunt Nu neapărat. Nu asta am vrut să zic, neapărat că vârfuri și de genii. Copiii ăștia vin cu foarte multă cunoaștere și sunt extraordinar de creativi. Din păcate, programa școlară încă în ziua de astăzi este în anumite limite. Că și arăta în emisiunea respectivă un copil, de exemplu, care a rezolvat o problemă de 9 ani, 10 ani, a rezolvat o problemă la matematică, în alt fel a găsit el o altă metodă și a fost depunctat că nu a rezolvat așa cum i s-a predat. Aici vorbim de flexibilitate, de a încuraja creativitatea și gândirea asta în afară de, în afara cutiei. Copil, să-l exact, pui pe copil, exact. Să vezi, da, dialogurile astea le aveam și eu pe vremea când Ioana era liceană, pentru că mi se părea anormal să-l pui pe un copil să tocească comentarii. Da. E adevărat că trebuie să știe și ce spun criticii de pe opera, despre opera literară, dar lasă-l pe copil să vezi exact. Și ce gândește, și cum receptează el. Așa. Și bănuiesc că se în face. În multe locuri, în continuare, se face așa, din păcate. Și vezi că lumea asta este în așa o schimbare și dacă nu participă și cadrele didactice la toată schimbarea asta, asta însemnând specializări, da, perfecționări. Adaptare la exact, nou, adaptare exact. La... Atunci n-am făcut nimic, îi depășesc copiii. Ajungem că îi depășesc copiii. Și povestea Cami, prietena noastră comună, că erau copii de 10 ani care îi puneau la informatică întrebări de a rămas ea uluită, făcea informatică opțional cu tot felul de termeni pentru că copilul era preocupat și a căutat. Da, pentru că se naște cu tableta în mână, cu laptopul lângă și el. Și dacă noi am făcut facultatea și rămânem la ce am învățat la facultate, ce să mai spun? Cum s-au dezvoltat sau de ce crezi tu că, uite, vorbim și despre mersul societății, nici societatea nu se dezvoltă pe măsura secolului în care trăim și a civilizației spre care tindem. De ce vedem numai partea rea a lucrurilor și nu ne îndreptăm și spre lucrurile care ne-ar aduce folos nouă tuturor? Sunt frici. Este frica de nou? În cea mai mare parte, după atâția ani, din 90 încoace, nu pot să cred că toată administrația publică locală nu se putea informatiza.
Dar informatizarea și o bază de date care să comunice între instituții ar fi dus la... La deblocare și nu... La deblocare, dar trebuiau să plece oameni de acolo, care până... A, da. Și este frica de a pierde locul de muncă. Asta este în primul rând. Sigur că probabil că sunt și alte cauze, dar nu pot să cred. Într-o țară unde avem IT-iști așa cum avem, da, s-a blocat acum la rezidențiat. A, și sistemul la sistemul de asigurări sociale. Da. Da. Deci da, acolo, da, aproape în fiecare, deci, zi se blochează sistemul. Aici totul ține de voință de acolo de sus și noi ceilalți ar trebui să fim un pic mai activi și să nu ne complacem. Da. Vorbeai despre teama de frică, dar și, da, teama de viitor. Și? Pentru că întotdeauna necunoscutul, da, ți induce, da, 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 nu știi ce te așteaptă, nu vezi că facem numai scenarii negative. Negative. Nu avem prognoze pentru ziua de mâine și tot vorbim de predictibilitate, dar o uităm cel mai adesea. Sau care lipsește cu desăvârșire. Cum să ai predictibilitate când vezi schimbările astea de la o zi la alta, de la o lună la alta, nici nu mai știi de ce să te ții. Eu nu știu, cei care trebuie să controleze aplicarea unor legi, dacă mai știu ce să controleze. Așa se schimbă legile și... Că vorbeam de evoluție, uite, vezi că nici măcar evoluția ONG-urilor, organizațiilor neguvernamentale, nu mai este... Nu. Nici ea, și ea a scăzut, crește neîncrederea, se fac și pe seama ONG-urilor tot felul de speculații, da, și nici măcar partea asta care nu este guvernamentală și care ar putea să croiască un drum mai drept, da, pentru ceea ce ne dorim cu toții, da, uite, stagnează sau, da, foarte multe ONG-uri au și dispărut. Mă mir că Femina încă rezistă. Rezistă pentru că este nucleul acela care... Da. Și sper să mai reziste în continuare, pentru că este foarte frumos când grupul ăla, vezi tu, ne întâlnim, împărtășim din experiențe, fiecare învață una de la cealaltă și acest grup de sprijin prinde foarte bine. Și grupul acela de sprijin ar trebui să se regăsească mai mult, da, în societate, da, comunități. Da. Erau, deci au câte programe și proiecte a dezvoltat Femina? Două, trei, câte au fost, că nu mai știu. Vreo cinci, cred. Da. Da. Da, mai avem două minute până la un minut și jumătate până la publicitate. De ce că n-ați mai mers voi? Nu mai sunt oportunități pentru dezvoltare de proiecte? Că tot vorbim despre neatragerea fondurilor europene, despre lipsa de proiecte. Suntem în 2017 noiembrie, da? Din programul de finanțare 2014-2020, pe programul operațional Capital Uman, unde ar trebui noi să aplicăm, foarte puține programe s-au lansat, aproape nimic. Și se termină programul în 2020 și nu știu ce o să fie. Cei care au scris pe cele puține care s-au lansat, stau. Nu se dau bani, nu le analizează. Dacă le-au analizat, mai stau vreo două luni până se semnează contractul. Am cunoștințe, prieteni care nu știu dacă o să semneze că au câștigat după felul în care merg treburile. Așa că și banii pe care i-am putea atrage, și sunt bani frumoși și ar fi utili oamenilor. Ne oprim pentru un moment de publicitate și aș vrea să continuăm cu lucruri mai frumoase, mai pentru sufletul nostru. Publicitate!